fată bună și cu minte pentru tine, Veronico, traista este darul meu. Dar e clar că nu înțelegi. Nu eu am ieșit să-i spun un secret Bianca. Ai văzut? A ieșit și a confirmat o întâlnire spunând așa: Veronica Acara este un om onest, am încredere în ea și cred că va confirma că nu sunt un mincinos. Maica, așa de tare! Vreau să te învăț un meșteșug, că sunt maestră, e cleșug! Măi, dar asta întâmplându-se în urma a sute de apariții ale tale ca susținătoare acestei femei, Bianca Drăgușanu. Pe mine nu m-a interesat nici Bianca Drăgușanu, nici Dana Nălbaru, nimic. Îmi aduc aminte de tine doar din scandaluri. Te rog să-mi spui o faptă bună pe care ai făcut-o tu în meseria ta sau laudă-te cu ceva, dar nu cu aceste scandaluri. Uite un brătac, un brustănac și aș mânca o saramură. Eu cu Răzvan Ciobanu n-am avut vreodată vreun scandal. Eu cu frun Răzvan scandal, Ciobanu... draga mea, întâi învață să vorbești. Frun scandal nu există! Ce cârnăcioară! Înviitor! Ce șunguliță! Afumată! Și ce miros! Cum să te înduci? Pe înserat să nu le... Vreun scandal, nu te spune niciun, am spus vreun scandal. Sunt într-un spital, mama mea e grav bolnavă și nu pot țipa pe aici. Și de ce nu-ți vezi măi fată de mama ta? Ce treaba ai la acces direct dacă mama ta este grav bolnavă? Te-ai învățat ce ți-am predat? Vei face prima încercare și pe furici, prin lăstăriși, cu prada ai să vii? Ana, noi am sunat-o, noi am sunat-o. M-au rugat, au insistat și sunt un om care nu poate să-i refuze pe ceilalți. Nu crezi? Eu să fiu. Păi da, te-i sigur, chiar dumneata. Vai, dar cum poți să vorbești așa? Dar nu mi s-a întâmplat niciodată. Mă, ești un om rău, ești un om care este în evidență numai prin scandaluri și un om care voit face rău celorlalți oameni. Iar oamenii au nevoie de tine și nu mai prostii. Deci faci prostie după prostie. Parcă-s aur penele mărețe. E superb! Pe onoarea mea! Ai auzit? Am auzit? Are un gând cu mătra vulpe. Îi va cânta, îi va dansa. Ia să vedem ce va urma. Nu eu am ieșit să-i spun un secret Biancăi. Adi a ieșit și a confirmat o întâlnire spunând așa: de șoricei nu mi-e bine, oricât aici îi am. Pui tu, la fel ca și mine, știi foarte bine că Bianca Drăgușanu are secrete de nu care... Nu mă interesează! Cu ce te interesează pe tine? Dar, eu nu o să mă ating vreodată de un frun secret, nu al Biancăi, al nimănui pe lumea asta, fiindcă secretele sunt ale lor și sunt sfinte pentru mine. Și tu de ce vorbești despre aceste lucruri? Cred că... Devii